Prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost obținute fonduri pentru dotarea cu mobilier și aparatură digitală pentru clasele, laboratoarele și sala de sport de la școala gimnazială din comuna dâmbovițeană Morteni. S-a reușit după 5 ani de trudă ca în localitate să existe și un dispensar modern cu medici de familie și un cabinet stomatologic. Am reușit să facem școala gimnazială, acum avem proiect și pe digitalizare pentru materiale în unitățile de învățământ. Săptămâna trecută am avut și pe PNRR vorbesc. Toate cabinetele vor fi modernizate cu aparatură, cu laptopuri, cu aparatură de ultimă generație. Și mobilier. Dacă vreți, vă dau și un pic de citire. Laboratorul de informatică și dotări necesare laboratorului respectiv. Dotarea 11 săl de clasă în vederea susținerii transformării digitale a școlii prin facilitarea învățământului online. Dotarea cu echipamente educaționale specializate și digitalizarea unui laborator școlar pentru științe, biologie, matematică, chimie, geografie, etc. Modernizarea și sporirea calității și siguranței mediilor de învățare prin dotarea 5 săli de clasă cu mobilier. Dotarea unei săli de sport cu materiale și echipamente sportive. Echiparea cu echipamente TIC și dotarea unui cabinet de limbă și comunicații și matematică, da. Adică echipamente electronice. Știți foarte bine ce înseamnă aceste. Deci, valoarea este de undeva de 791.977, da. Care este eligibilă pe PNRR. Vorbim de școala gimnazială. Am mai reușit dispensarul, care era într-o situație foarte deplorabilă, să zic așa. L-am reușit, l-am renovat. Avem un dispensar modern. Eu știu foarte bine, pentru că m-am chinuit vreo 5 ani de zile. Aveam mașina primăriei, care o pusesem la dispoziția cetățenilor să meargă undeva la Vișina, la un medic care la un moment dat venise aici și cu pandemia n-a mai putut să mai vină la noi în localitate și oamenii trebuia să se deplaseze acolo. Mașina primăriei o foloseam ca un fel de salvare, așa să zic. Aveam un șofer al nostru de aici, care întotdeauna, un băiat de-al nostru, care întotdeauna trebuia să meargă cu oamenii la... Dar am trecut și peste asta, am făcut și dispensarul, am adus și medici, am adus și medic stomatolog și medic de familie, niște medici foarte buni. Le mulțumesc și dumnealor că au acceptat să vină la noi în localitate. Vă spun că... De ce vă spun acest lucru? Pentru că este foarte mare lipsă de medici. Sunt în județul nostru, din 87 sau 89 de localități, vreo 25 de localități nu au medic de familie. Și de-aia vă spun că e foarte greu să găsești un medic. Am găsit un medic foarte bun din București, care îi place la noi, la țară. Este foarte implicat și a pus tot felul de pomi pe acolo, pentru că s-a amenajat absolut tot. Adică îi place foarte mult la noi și mă bucur de acest lucru. Și este un om foarte primitor și a ajutat, să zic așa, foarte mulți cetățeni să meargă și la spitalele mari din București. Nici activitatea sportivă nu a rămas mai prejos. Se lucrează intens la amenajarea bazei sportive și a stadionului din localitate. Aici se vor construi vestiare noi, s-a însămânțat deja gazonul și a fost montată instalația de irigare. Se lucrează în continuare la amenajarea unei parcări și la refacerea tribunei.